Secția Revista Teatrului Municipal Baia Mare pregătește pentru public spectacolul Ethno Music Show, regia muzicală Călin Ionce, prima premieră a acestei stagiuni, care va avea loc vineri, 8 octombrie, de la ora 7, în sala mare a teatrului, cu participare extraordinară a grupului Iza. Spectacolul Ethno Music Show ne va purta prin lumea muzicii tradiționale autentice, îmbrăcate în ritmuri noi și nobiliate de măiestria artiștilor interpreți. Invitatul special al serii, grupul Iza, va aduce folclorul în luminile rampei, așa cum numai ei știu să o facă, cu autenticitate și încărcați de suflul tradițiilor populare maramureșene. Nu vor lipsi interacțiunile cu muzica actuală, concretizate într-un gen hibrid, folclorul, jazzul, rockul, făcând cor comun într-un stil tineresc. Școlile din România vor începe acțiuni de control prin care se verifică respectarea tuturor regulilor de protecție sanitară în contextul pandemiei de COVID-19. Ministerul Educației a anunțat că sunt anumite instrucțiuni, conform cărora fiecare inspectorat școlar va crea o secțiune dedicată pe site-ul propriu, pe care va publica zilnic lista unităților de învățământ cu precizarea claselor cu activitate online și va intensifica acțiunile de control privind respectarea tuturor regulilor de protecție sanitară în contextul pandemiei de COVID-19. Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile de învățământ trebuie să sprijine testarea rapidă antigen non-invazivă efectuată din probă de salivă a elevilor și preșcolarilor, personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic. Senatorul PNL de Maramureș, Cristian Niculescu Țigârlaș, afirma că a votat și semnat propunerea legislativă inițiată de către colega Nicoleta Pauliuc în Senat, care are ca scop sprijinirea pacienților oncologici și familiile acestora. Conform acestei propuneri, asiguratul care se ocupă de îngrijirea pacientului cu vârstă de peste 18 ani va beneficia de concediu și indemnizație, în cuantum de 85% din baza de calcul a asiguratului, pentru însoțirea acestuia la intervențiile chirurgicale și tratamentele prescrise de medicul specialist. Durata de acordare a concediului și indemnizației este de cel mult 45 de zile calendaristice, în interval de un an, pentru îngrijirea pacientului. Nicoleta Pauliuc, președintele Comisiei de Apărare, a inițiat alături de această propunere legislativă și instituirea Zilei Naționale a Supraviețuitorului de Cancer, inițiativă care a primit și ea un vot favorabil. Prin astfel de inițiative venim alături de oameni, de problemele lor reale și oferim un sprijin concret celor care au nevoie de implicarea și susținerea noastră, a afirmat Cristian Niculescu Țigârlaș.